de două decenii, Elisabeta Duda, o femeie din comuna Godinești, îi întâmpină pe toți gorjenii care trec din piața centrală din Târgu Jiu cu ceaiuri de toate felurile. Plantele cu proprietăți terapeutice fiind aduse din propria grădină și atent selecționate pentru fiecare boală în parte. Vin, deci oamenii s-au axat mai mult pe plantele 100% natural, deși orașul nostru e aproape de zona de periferie și își mai culeg și singur plantele, însă majoritatea vin să cumpere produse naturale 100%. Deci, ce le oferiți pentru răceală? Acum, pentru răceală, în sezonul ăsta, le-aș recomanda cimbrișor de câmp, salvie, în albă de cultură. Cele mai căutate în această perioadă sunt buruienile pentru tratarea răcelii. Eu acasă fac cu mușețel, cu scumpie, cu multe care le avem noi la munte acolo. Nu cumpărați medicamente? Nu cumpăr niciun medicament. De ce preferați ceaiurile și nu medicamentele? Pentru că ceaiurile sunt din plante din ăștia naturale și medicamentele, dacă le iau mireu. Leacurile Băbești câștigă teren în fața medicamentelor din ce în ce mai scumpe. Vă tratați cu medicamente sau cu ceaiuri? Ceaiuri. Cu ceaiuri de la... De pe câmp din astea. Flori de tei... De la televizor? Sunt mai bune decât medicamentele pentru răceală? Noi, pentru la țară, la noi merge mai bine, ne folosim de medicamente din astea de ale noastre. Fiecare pungă cu plante medicinale costă 5 lei și tratează boli de plămâni, stomac, pancreas, rinichi, unele fiind bune chiar și pentru slăbit.